Joi, în județul Iași au fost confirmate 110 cazuri de infecție cu coronavirus, cel mai mare număr de cazuri înregistrat până în prezent. La nivelul orașului Iași există mai multe focare de infecție. La nivelul județului Iași putem menționa apariția unui nou focar COVID-19, mai exact la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria din Iași, la secția de chirurgie pediatrică, unde au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus 5 cadre medicale. Cazurile confirmate au fost izolate, iar în ceea ce privește personalul, restul personalului medical ce își desfășoară activitatea în cadrul acestei secții, există o monitorizare a stării de sănătate, o monitorizare permanentă a stării de sănătate. De asemenea, s-a trecut la o etapizare a internării pacienților cronici chirurgicali. De asemenea, mai menționăm și câteva modificări în ceea ce privește numărul de cazuri, numărul de persoane confirmate pozitiv în ceea ce privește focarele deja existente. Astfel, la Spitalul Sfântul Sava a fost efectuată data de 14 ore testare a personalului medical și a beneficiarilor. În momentul de față mai sunt pozitiv 19 salariați și 50 de beneficiari. Reamintim că la început, în focarul inițial, au fost 99 de cazuri pozitive. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, după testarea din 15 septembrie, au mai fost confirmați 7 pacienți, desigur pozitiv cu noul coronavirus, iar la Centrul de Servicii Sociale CEA Rosetti din Iași, la ultima retestare au mai fost depistați pozitiv încă 5 beneficiari. Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, pentru astăzi, 17 septembrie, la nivelul județului Iași au fost confirmate 110 persoane cu COVID-19. În ceea ce privește numărul mare de cazuri, de infectări, putem vorbi în continuare despre transmitere comunitară. Constatăm apariția celor focare familiale ca efect al întoarcerii din concedii și a relaxării în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție. De asemenea, probabilitatea transmiterii infecției a crescut și pentru că este o lună în care a început activitatea în mai multe domenii. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți, foarte precauți în ceea ce privește transmiterea comunitară. Trebuie să respectăm măsurile de protecție, și anume purtarea măștii care să acopere nasul și gura, respectarea distanțării fizice, desigur, igienizarea frecventă a mâinilor și evitarea aglomerației.